Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Cresc taxele și impozitele locale de anul viitor, târgujenii vor scoate mai mulți bani din buzunare. Ce spun oamenii, vedeți imediat la știri. Situație grea la Casa de Pensii Gorj, mii de dosare de pensionare sunt analizate, salariați instituții spun că volumul de muncă este mare și nu și-au mai luat concediile de 2 ani. Și sute de nuntași au fost evacuați dintr-un restaurant unde avea loc o nuntă. Decizia majorării impozitelor pe locuințe îi îngrozește pe localnicii din Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu spune că va trebui să pună în aplicare mecanismul stabilit de Ministerul Finanțelor, fiind vorba despre un act normativ. Asta spre disperarea oamenilor care spun că vor fi și mai împovărați de măsura care va intra în vigoare anul viitor, respectiv taxele să fie mărite cu un procent destul de mare. Impozitele pe proprietate vor crește cu până la 50% de anul viitor, decizia fiind luată în coaliția de guvernare. Primarul Marcel Romanescu spune că nu are ce face și trebuie să mărească taxele dacă decizia a fost luată de guvernanți. Dacă este un act normativ, nu putem să-l comentăm. Deci dacă guvernul a luat o astfel de decizie, o astfel de hotărâre, și la Târgu Jiu ca și la Slivilești, vă dau o localitate din județul Gorj, lucrurile vor funcționa în același mod. Noi, ca autoritate publică locală, în ultimii 5 ani de zile de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu, n-am luat niciodată o hotărâre de majorare a taxelor și impozitelor la nivelul autorității publice locale, dar dacă vom fi puși în fața unui fapt împlinit a majorării printr-un act normativ cu putere mai mare decât o hotărâre de consiliu local, n-avem altceva de făcut decât să o punem în aplicare. Oamenii sunt foc și pară și spun că majorarea taxelor este o altă lovitură dată de guvernanți în plină criză energetică. Nu mai știu ce fac. Oricum, tot ca era. Suntem prea... Chiar acum, în plină iarnă, când facturile sunt mari? Nu avem ce face. Ei decid. Prost, asta e. Încercăm să ne conformăm, dacă poate mai pune și pe la salarii. O măsură foarte nepotrivită. La nivelul de pensii pe care îl avem noi și salariile, ei motivează că în Europa s-au crescut impozitele mai mari de 4 ori decât la noi, sau cu 4, ceva 0,4. Ceva. Am văzut la televizor astăzi de dimineață. E, și la noi e 2%. E, păi da, dar să facem un raport între salariile occidentale și salariile de la noi și pensiile. La fel, că și pensiile sunt raportate tot la salarii. Asta este, deci. Normal că mi se pare absolut nepotrivit. Foarte mare lovitură în prag de iarnă, după 1 ianuarie vă dați seama că atunci facturile sunt, merg în continuu la un anumit nivel, nici nu mai știm ce se va mai întâmpla. Iarna grea. Foarte grea, foarte grea va fi. Sperăm ca Dumnezeu să facă temperaturile mai ridicat. Foarte prost, din toate punctele de vedere, în privința greutăților, vine iarna, noi suntem la țară, ne trebuie și nouă lemne, nu avem bani cu ce să cumpărăm, credeți. Dar orbeții se fac pentru ei. Noi degeaba ne pătimim mai mult. Încă o lovitură pentru români chiar acum, în prag de iarnă. Foarte gravă lovitură, foarte gravă. Și urmează în continuu, nu vedeți că noi degeaba ne plângem, că tot pentru ei își fac, pentru noi nu. Nu fac nimic pentru noi. În municipiul Târgu Jiu, valoarea impozitului este stabilită în funcție de zona în care este situată clădirea. Sunt trei zone, A, B și C. În zona A, care este zona centrală, se plătește un impozit mai mare decât în zona B și C. Spre exemplu, pentru un apartament din zona A se plătește un impozit de 169 de lei, căruia îi se adaugă și taxa pe teren de 11 lei. Volum mare de muncă la Casa de Pensii Gorj după ce mii de mineri și energeticieni au depus dosare pentru a ieși la pensie. Angajații lucrează la foc automat, având concediile de odihnă neefectuate de 2 ani din cauza avalanșei de cereri de pensionare. Stive de dosare zac pe jos, iar salariații trebuie să le ia la mână și să introducă datele în calculator, doar că procesul este unul de durată, iar oamenii trebuie să mai aștepte până când vor primi un răspuns de la reprezentanții casei de pensii.
Peste 8500 de cereri au fost depuse de angajații Complexului Energetic Oltenia la Casa de Pensii Goj, iar la ele lucrează doar câțiva angajați, respectiv 12. La nivelul județului Goj, CGP Goj, până în prezent s-au primit și înregistrat un număr de circa 8500 de cereri, din care avem circa 7000 de cereri de recalculare și 1500 de cereri de deschidere a drepturilor de pensie, adică cazuri noi, cum le numim. Bun. Ce este bine de precizat și subliniat? Prioritate în prelucrare au avut-o, așa cum am declarat și anterior, cazurile noi. Deci oamenii care și-au depus dosarul pentru a ieși la pensie. Putem să spunem că în momentul de față avem un grad de îndeplinire sau de finalizare a dosarelor de cazuri noi de 90%. Cele rămase au mici probleme pe partea de adeverințe, probleme care se vor soluționa prin corespondența pe care noi, CGP-ul, o ducem cu angajator. Salariații sunt pur și simplu sufocați de dosarele gorjenilor care sunt așezate peste tot prin birouri. 8500 de cereri primite în perioada aprilie-septembrie și după un calcul al nostru, anul trecut, în anul 2021, în medie am primit 8000 de cereri tot anul. Și câți angajați sunteți? Pe stabilit sunt 12 angajați. Acesta este și motivul pentru care poate câteodată pensionarii sunt supărați că nu le-am rezolvat în timp util sau și în termenul legal solicitările. Rând pe rând, datele din miile de dosare trebuie introduse într-un program. Procesul este unul greoi, pentru că deseori calculatoarele se blochează. Din cauza volumului mare de muncă, angajații nu și-au mai luat de 2 ani concediile de odihnă. Avem angajații de la stabiliri și de la plăți și ceilalți care nu și-au făcut concediile de 2 ani. Lucrăm în schimburi, se lucrează în schimburi, lucrăm ore suplimentare pentru a face față. Pe lângă dosarele angajaților din minerit și energie, trebuie lucrate și dosarele celorlalte persoane care doresc să iasă la pensie, iar solicitările nu sunt puține deloc. Spectacol caritabil la Târgu Jiu, artiști de renume au urcat seara trecută pe scena amplasată în centrul municipiului Târgu Jiu și au cântat pentru Denis, un băiețel grav bolnav. 10 de oameni au venit la spectacol, iar cei cu suflet mare au și donat pentru ca Denis să poată urma un tratament medical peste hotare. Maria Ghinea, Delia Barbu, Constantin Bănățeanu, dar și Livia Celea Streață, alături de Taraful Blondea, au cântat pentru publicul de la Târgu Jiu. Păzia, păzia fidelor, care mama fecior, dacă-mi supărați, păia tu mine coștiesc altul. Păzia, păzia fidelor, care mama fecior, dacă-mi supărați, păia tu mine coștiesc altul. Așa e! Autoritățile județene anunță că proiectul de reabilitare și modernizare a casei tineretului din Târgu Jiu a intrat în linie dreaptă. Investiția în valoare de 26 de milioane de lei va trebui finalizată în 2 ani. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, clădirea va fi destinată Școlii Populare de Artă, care își va muta activitatea aici.
Casa tineretului din Târgu Jiu va fi reabilitată. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Goș, Cosmin Popescu. Proiectul va fi realizat cu bani de la Compania Națională de Investiții. Ieri, în ședința Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării, așa cum a spus dumneavoastră, a fost aprobat proiectul, adică studiul de fezabilitate. Așteptăm săptămâna viitoare emiterea ordinii de ministru, urmat de publicarea efectivă și licitația propriu-zisă pentru proiectul tehnic și construcție. Proiectul constă în modernizare, reabilitare a întreg ansamblu Casa Tineretului, valoare 26 de milioane, așa cum a ieșit din studiul de fezabilitate, în lei, 26 de milioane de lei, inclusiv TVA. Cred că durata de execuție impusă de către Compania Națională de Investiții va fi de 2 ani de zile. Partea de proiectare sperăm noi să se țină în perioada de rece, în perioada de iarnă, pentru că în momentul în care în luna noiembrie să spunem că va fi lansată licitația, termenul undeva 30-45 de zile, urmând ca la aprilie-mai anul viitor să înceapă efectiv construcția. Sperăm să nu fie contestații, toată procedura nu se desfășoară de către Consiliul Județean Gorj, de către Compania Națională de Investiții. Dar văzând că au un flux bun de documente, n-am văzut contestații în ultimul timp, sperăm că nici pentru obiectivul nostru de investiții nu vor fi contestații. În clădire își va muta activitatea angajații Școlii Populare de Arte. În principal, Școala Populară de Artă își va regăsi activitatea în acest imobil. Toate instituțiile de cultură vor avea la dispoziție sala de spectacol care intră în acest proiect și va fi modernizată și la fel sălile de curs care vor fi destinate tuturor copiilor și adolescenților din județul Gorj. În incinta Casei Tineretului din Târgu Jiu va funcționa și o sală de spectacole care va putea fi folosită de toate instituțiile din județ. O statistică a Casei Județene de Pensii Gorj arată faptul că cea mai mare pensie plătită din bugetul de stat este de peste 14.000 de lei, iar cea mai mică este de 1.000 de lei. Datele mai arată că la nivelul județului Gorj sunt peste 80.000 de pensionari. În Gorj sunt pensionari de stat, agricultori sau veterani de război. Aceștia iau o pensie începând de la 1.000 de lei, dar poate ajunge și la 14.000 de lei. La finele lunii septembrie, la nivelul județului Gorj, se află în plată un număr de 81.618 pensionari și beneficiari de indemnizații prevăzute de legii speciale, din care avem pensionari de stat 79.446, pensionari agricultori 1.802, veteranii de război 362 și mai avem invalizii, orfani și văduvele veteranilor de război 8 persoane. În ceea ce privește pensia medie de asigurări sociale de stat, aceasta s-a situat la nivelul de 2048 de lei, cel mai mare cuantum aflat în plată fiind 14.999 lei, iar cel mai mic, după cum ne știți, 1.000 de lei. La nivelul județului Gorj sunt înregistrați peste 80.000 de pensionari, cei mai mulți având acea indemnizație minimă. Spectacolul Cu sufletul nu-i de glumit este pus duminică în scenă de actorii de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Comedia va deschide stagiunea teatrală 2022-2023, iar prețul unui bilet la premieră este de 30 de lei. Actorii ne-au dezvăluit și despre ce este vorba în această piesă de teatru. Cu sufletul nu-i de glumit. Este o comedie neagră menită să aducă hohote de râs în rândul spectatorilor, spun actorii. Nu suntem la prima colaborare cu regizorul Slava Sandriș. Am avut un proiect împreună, Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental, și putem spune că este un proiect care a fost primit bine aici, a fost primit chiar și de autorul textului, Matei Vișnie, care a venit anul acesta în festival, dacă nu mă înșel. Da. În festival a venit și a fost foarte încântat de ceea ce a văzut și noi suntem foarte încântați de ce am făcut în acel proiect cu Slava Sandriș și în acest proiect, pentru că zicem, nu este ceva cu care cochetăm foarte des acum, având mai multe spectacole pentru copii, având un public foarte diversificat. Acesta este un spectacol pentru, zicem, mai multe vârste, de la liceu în sus, să spunem. Și e o comedie, o comedie neagră, o comedie pur românească, să zicem balcanică mai mult, nu românească. Umorul e de o naturalețe aparte. Colegii mei, în principiu, fac treaba asta, treaba mai grea. Eu nu aș vrea să dau foarte multe din casă, dar nu am foarte multă treabă în acest spectacol. Repetiția a adus foarte mult bună dispoziție și foarte multe zâmbete și hohote de râs.
Este un spectacol care impresionează foarte mult, pentru că este foarte, foarte sensibil și foarte la suflet, exact ca și titlul, cu sufletul nu-i de glumit. Într-adevăr, o să vedeți că cu sufletul nu-i de glumit. Și a spune eu așa ca o completare la tot ceea ce se întâmplă, nici cu teatru nu este de glumit. Reprezentanții Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu au anunțat că prețul unui bilet la premieră este de 30 de lei. E o comedie spumoasă, o comedie foarte bine primită de public, pentru că aceasta a avut avanpremiera acum, cred că, două luni. În acest weekend ne vom întâlni cu premiera acestui spectacol de la ora 19 aici, în sala Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Prețul unui bilet este de 30 de lei la premieră. Cei care vor să vadă spectacolul trebuie să se grăbească, pentru că biletele se epuizează imediat. Clipe de panică la o nuntă dintr-o betă Turnu Severin, miri și nunta și au fost evacuați din restaurantul unde avea loc petrecerea, totul după un apel anonim la 112 care anunța că în interior a fost amplasată o bombă, iar în spatele instrumentelor muzicale. Zona a fost imediat împânzită de forțele de ordine, iar 250 de persoane au fost evacuate. În cele din urmă s-a demonstrat că sesizarea a fost una falsă. Totul s-a întâmplat într-o betă Turnu Severin. Un bărbat neidentificat încă a sunat la 112 și a anunțat că cineva ar fi amplasat o bombă în baia sau în spatele instrumentelor muzicale din interiorul sării de evenimente unde se desfășura o nuntă. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin împreună cu jandarmi a Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți, pompieri din cadrul ISU Mehedinți și Brigada Antiteror, care au procedat la evacuarea persoanelor care se aflau în incinta localului și asigurarea perimetrului. Ulterior s-a procedat la efectuarea de căutări în toate încăperile imobilului, parcarea interioară în autoturismele din zona restaurantului, nefiind identificate colete suspecte care să confirme sesizarea. Precizează purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți. Cercetările sunt continuate pentru identificarea apelantului și luarea măsurilor legale. Doi bărbați au fost prinși de poliție în timp ce vindeau droguri în plină stradă. S-a întâmplat în municipiul Slatina, județul Olt. Traficanții au fost prinși în flagrant în momentul în care au vândut 310 grame de cannabis. Anchetatorii au făcut percheziții și la domiciliile celor doi și au descoperit alte cantități de droguri. Ambii au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv. Cei doi traficanți în vârstă de 18, respectiv 48 de ani, au fost prinși în municipiul Slatina în momentul în care ar fi pus în vânzare 310 grame de cannabis. Ulterior au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul Slatina, fiind descoperite 430 de grame de cannabis, sisteme informatice și recipiente, ustensile folosite la porționarea sau ambalarea drogurilor. Ei au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. În urma probatorului administrat, doi bărbați de 18 și 48 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, transmite IPJ Dolj. Bărbații au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Momente de groază pentru o familie din Slatina. Un șarpe lung de 2 metri a fost găsit în locuința familiei. Speriați, oamenii au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul autorităților pentru a scăpa de reptilă. Jandarmii au intervenit de urgență la fața locului, au capturat șarpele și l-au eliberat în mediul său natural. Un bărbat de 68 de ani a sunat disperat la 112 și a cerut ajutorul jandarmilor pentru a scoate șarpele din casa situată pe o stradă din Slatina. Avem un șarpe în casă, vă rog să trimiteți pe cineva aici, a spus la 112 un bărbat în vârstă de 68 de ani din Slatina. Șarpele a fost găsit în holul locuinței și măsura aproximativ 2 metri. Reptila a fost capturată și eliberată în mediul natural. Deși astfel de șerpi sunt neveninoși și apariția lor nu este agreată de oameni, au menționat reprezentanții IJJ Olt. Astfel de cazuri nu sunt izolate, tot mai mulți cetățeni au sunat la 112 după ce au descoperit șerpi în apropierea locului
locuințelor sau chiar în case. Autoritățile le transmit cetățenilor că atunci când se sesizează astfel de incidente să sune de urgență la 112 și să ceară sprijinul specialiștilor. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți în alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Era Residence, construit într-o zonă dinamică a orașului Târgu Jiu, foarte aproape de inima municipiului, dar totodată ferită de agitația cotidiană. Complexul beneficiază și de o piscină exterioară. 12 locuințe cu o arhitectură deosebită, cartier independent energetic prin panouri fotovoltaice, pompe de căldură, aer, apă, smart home, totul controlat pe smartphone Android sau iOS. Cartier supravegheat video cu video interfon și loc de joacă pentru copii. Bucură-te de un design interior unic, finisaje de top, fațadă ventilată și geamuri tripan. Contactează Era Residence și alege noua ta casă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuite, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Direcția de Protecție Socială din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu informează cetățenii că începând cu data de 17 octombrie 2022 pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie în centrele din locațiile Clubului Vârstei a treia din strada Olteniței și Clubului Vârstei a treia din strada Mioriței, de luni până vineri, în intervalul orar 8-17, precum și la sediul Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu, conform programului de funcționare al instituției. Formularele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței sunt disponibile în locațiile mai sus menționate, începând cu data de 17.10.2022. Pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică, cererile se depun la sediul Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2022-martie 2023, iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023. Venitul mediu netul lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1.386 de lei pe persoană în cazul familiei și de 2.053 de lei în cazul persoanei singure. În acest weekend, iubitorii tradițiilor populare sunt așteptați la Nova să petreacă și să guste renumitul tocan de novaci, pregătit de ciobanii novăceni din carne de oaie după rețeta bunicilor. Duminică, 9 octombrie, începând cu ora 11, va avea loc ritualul tocanului, având ca protagoniști familii renumite ale comunității păstorești, fiicele și fiii acestora, dar și vârstnicii satului invitați la sfatul bătrânilor, novăceni cu vârsta peste 80 de ani, pentru a constata că urmașii respectă obiceiul
obiceiurile locului. Ca la orice sărbătoare pastorală, petrecerea va începe de sâmbătă, 8 octombrie. Ceaunele cu tocan, mămăligă și alte bunătății culinare locale vor fi puse la foc imediat după prânz, iar oaspeții se pot bucura de produsele gastronomice locale ridicate la rangul de artă culinară, începând cu ziua de sâmbătă, ora 18, și continuând duminică, după obiceiuri, pe scena montată în zona Piața Novaci, vor evolua artiștii consacrați care vor aborda genuri muzicale variate pe gustul vârstnicilor, dar și al tinerilor. Publicul, iubitor de muzică populară, va avea ocazia de a se delecta cu muzică și dansuri din mai multe zone folclorice ale României, nelipsite fiind dansurile și muzica ciobănească. Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteorologilor pentru intervalul 10 octombrie-7 noiembrie 2022. Vremea se încălzește în toată țara, în unele zone se vor înregistra chiar și 25 de grade. La munte însă temperaturile scad până la pragul de îngheț. În săptămâna 10-17 octombrie 2022, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile estice și nordice. În săptămâna 17-24 octombrie 2022, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nord-vestice, dar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Ultima săptămână din octombrie aduce temperaturi medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval în majoritatea regiunilor. La început de noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, dar cu posibilitatea unui ușor excedent în sud-vest. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Domnilor, rămâneți bună la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi!